Salutare, dragi prieteni, eu sunt Grigoraș și astăzi am făcut un mic tutorial în legătură cu verificarea tahograf. Am fost în țară acum 2 săptămâni și nu am reușit să fac verificarea. Am făcut doar ITP-ul și cam atât. Bun, vreau să vă arăt despre ce este vorba. Punem contactul. Am o eroare la tahograf și mi s-a spus de acolo, de la verificări tahograf, că de anul acesta nu se mai dă voie să se mai facă verificarea tahograf cu eroarea aceasta. Bun. Mai puțin să se focalizeze bine. Bun, mergem la imprimare vehicul. Dăm la evenimente vehicul. Dăm fără ora UTC, că nu ne interesează. Bun, acum o să scoată un bon cu toate evenimentele pe care le-a înregistrat tahograful de când a fost montat pe mașină. Ar fi indicat ca și voi, dacă vreți să mergeți la verificarea tahograf, să vă scoateți un bon, să vă uitați dacă aveți această eroare. La mine am 2 erori, numai că o eroare a zis că n-ar fi problemă din cauza ei, numai că una este care nu le mai dă voie. Înainte să dădeau voie, acum nu se mai dă voie. Bun, dăm înapoi aici. Eu o să pun pauză și o să revin după ce îndrept bonul să vă arăt despre ce eroare este vorba și unde este. Bun, am revenit cu bonul, l-am îndreptat. După cum vedeți, aici sunt mai multe erori, mai este și pe partea cealaltă, din 2017, 2018, 2019, 2018 iarăși. Bun, aici la final, după cum vă spuneam, am 2 erori. Prima este eroarea aceasta 12, care o să o conjur numai puțin că se mișcă și pre-board-ul. Deci o înconjur eu așa. Deci eroarea 12 și eroarea 15. După cum vedeți, la eroarea 12 aici avem row-ul și cu cardul. Însă aici la eroarea 15 avem doar cardul, iar lipsește aici row-ul și, după cum vedeți, și aceste cifre și astea. Bun, cei de la verificarea tahograf mi-au zis în felul următor, că automat atunci când tahograful a registrat eroarea 15, au zis că ar fi fost sau s-ar fi încercat manipularea tahografului și din cauza asta apare eroarea 15 și nu ai ce să-i mai faci de anul acesta. O să merg, de fapt eu sunt deja în Germania, o să mă trimeată firma să vedem dacă pot să-l fac aici în Germania. Din câte am înțeles, ar putea să meargă. Probabil doar pe România nu mai se dă voie cu această eroare 15. Înainte, în 2018, când a fost făcută verificarea, atunci cei de la ARR dădeau voie cu eroarea 15. Acum, de anul acesta, în 2020, nu se mai dă voie cu verificare tahograf cu eroarea 15. Și am zis să vă arăt și vouă, poate o să mergeți la verificarea tahograf, să știți că nu puteți să mai faceți în țară. Eu o să fac un nou tutorial
după ce o să merg aici la o reprezentanță video. După cum observați, nu mai puțin să se focalizeze bine. După cum observați, este un tahograf video și o să merg direct la reprezentanța video, să vedem dacă îl desface sau să-l desigileze sau na, ei știu ce fac. Și dacă reușesc să-l fac, o să vă anunț și pe voi. Dacă voi ați întâmpinat această problemă, vă rog să lăsați un comentariu dacă ați reușit să faceți anul acesta verificarea unde, sau dacă aveți alte întrebări, îmi puteți lăsa comentariu, o să vă răspund. Și cam atât. Bun, vă mulțumesc frumos. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să dați și un like și nu uitați să comentați dacă aveți ceva nelămuriri. Vă mulțumesc frumos și cam atât pe ziua de azi. La revedere!